Miercuri 21 decembrie, începând cu ora 17, Casa de Cultura Sindicatelor din Zalău va găzdui o serată de colinde oferită de Corul Empatie al Școlii Post-Liceale Sanitare Zalău. Potrivit doctorului Mihai Iacob, organizatorul concertului, vor concerta următorii artiști, Iliana Domuța Mastan, Alexandra și Alexandru Chira, alături de grupul de colindători Rezu al școlii gimnaziale Plopiș. De asemenea, vor urca pe scenă Alexandra Iacob, Denisa Mirișan, Florentina Oniga, Ramona Maria Vale, Teofana Boha. Concertul face parte din campania Mediciniș cu trup și suflet, inițiată de școala pozliceală sanitară Zalău și aflată la cea de-a patra ediție. Evenimentul de la Zalău face parte din proiectul școlii noastre Mediciniști cu trup și suflet Anul ăsta se află la 4 ediție I-am dat denumirea uh, Un zâmbet într-o lume fără zâmbete Practic încercăm să facem ca în fiecare an în Același colo de colinde caritabil În care încercăm să acumulăm fonduri Anul acesta ne-am gândit noi să ajutăm Secția de pediatrie a Spitalului Județean, Județean de Urgență Zalău Cu care suntem în colaborare de altfel și sperăm să putem să contribuim și noi la achiziționarea acelui aparat de vizualizare a venelor. E destul de greu de la achizițio achiziționare, este un aparat destul de scump, dar care poate aduce reale beneficii în abortul venos al pacientului pediatric. În cadrul acelei serate de colinde avem mult mai mulți invitați ca și în față de alți ani, de pe plan local, mare majoritate, și sperăm că ne vom ridica la aceleași standarde, să zicem, ca și anii precedenți. Totodată, cei care doresc să doneze și altceva decât, uh, produs, uh, decât financiar uh, pot să o facă. Noi vom uh, direcționa acele produse alimentare sau îmbrăcăminte sau jucării înspre familii sociale care, cu care, pe care deja le avem pe listă și dacă se vor aduna, îi vom ajuta și pe aceștia. Aș mai menționa și faptul că în cadrul concertului am repus în vânzare acele, acele CD-uri de Colins în interpretarea în proprie, gândindu-mă că dacă și primești ceva în momentul în care vrei să donezi o anumită sumă, atunci cu atât mai mult toate fondurile care se vor acumula prin vânzarea CD-urilor vor fi donate în același scop. Concertul va fi prezentat de preotul Claudiu Nechita, intrarea la concert este liberă pentru toți cei care doresc să asculte colindele pregătite de invitați și care vor să contribuie la fericirea copiilor din secția de pediatrie a Spitalului Județean.